1 TV. Orașul Megidia a fost acoperit de un nor gros de fum negru după ce 150 de tone de cauciucuri au luat foc în curtea unei fabrici. La fața locului au intervenit pompierii care au împiedicat focul să se răspândească la câteva cisterne de combustibil situate în apropiere. Numai puțin de 150 de tone de cauciucuri împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați au luat foc în curtea fabricii de ciment din Megidia. La locul la care a izbucnit incendiul se afla depozitul de anvelope uzate. Fumul degajat era vizibil de la 10 de kilometri distanță. La fața locului au fost trimiși pompierii din cadrul ISU Dobrogea cu 5 mașini de stingere și o ambulanță SMURD. Nu a existat pericol de propagare al incendiului, însă din cauza fumului gros pentru protecția populației din jur, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert. În cele din urmă, flăcările au fost stinse. Potrivit datelor preliminare, cauciucurile care au luat foc ar fi fost depozitate într-o zonă necorespunzătoare, situată în apropierea unor cisterne de combustibil, depozite de cereale și instalații industriale.